Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție de Sport Arena la zi, live aici pe Metropola TV. Este vineri și avem o seară și un weekend plin de fotbal, pentru că am ajuns la etapa 30 din 30. Așteptăm să vedem cine vor fi ocupantele locurilor de play-off, pentru că bătălia este destul de strânsă și avem 5 partide care se vor desfășura în această seară la aceeași oră. Cine are mai multe televizoare, noroc o să fie, ca să spunem așa. Vorbim despre meciurile care urmează cu invitații mei de astăzi, colegii mei Cristi Pulhac și Ionuț Florea. Și invitatul special al zilei de vineri, Ionuț Poenaru. Ilie Poenaru, te-am botezat. Trebuie să-ți dau mielul de Paște, nu? Da, bună ziua și la mulți ani. Da, mulțumesc. În primul rând și uite de asta, știi, m-am emoționat. Trebuia să fiu, da, n-ai zis, trebuia să fiu la restaurant, trebuia să fiu în altă parte. Deci am spus că trebuie să fiu în altă parte, nu la emisiune. Dar, da, asta e, ce să facem. Sau te-am botezat pe tine, Ionuț. Ai văzut? Da, am făcut un mix, adică... Mi-ar plăcea să mă cheme Poenaru și să am și cariera lui, așa că nu m-ar deranja dacă îmi zic Ionuț Poenaru, pentru că știi că mie, eu am o simpatie pentru Ilie Poenaru. Mie mi se pare că e unul dintre cei mai buni antrenori și mi-aș dori să-l văd la o echipă pe măsura calităților sale. O tot spun și o voi spune de fiecare dată și când e alături de noi în platou și când vorbesc despre el. Deci poți să mai insiști pe treaba asta. Păi. Acum, dacă vă mai încurc astăzi, mulțumesc, să mă înțelegeți, eu o zi... Oricum, am crezut că te eliberează, Alice. Eu nu mă așteptam să fii la emisiune. Ok. Oricum, am venit pregătit. Bine, îi lăsăm pe ei doi să vorbească și eu îmi dau astea jos, le pasez ție și tititata. Te duci în oraș. Te duci unde ți-am spus. Exact. Și eu plec. Dar, bă, dacă vă încurc, ziceți că pe cuvântul meu. Nu ne încurci, nu, că tot timpul o prezență feminină e... senzațional alături de bărbați, știi cum? Și mielul de Paște și de toate m-am aranjat, exact. Sau, abia l-aștept. Ești ceva la iepuraș pentru Nico și cu asta basta. Da. Bun, hai să vorbim puțin, că subiectul fierbinte de astăzi este clar, să vedem după ce se termină partidele care încep la ora 20, care să fie ocupantele locurilor de play-off. O competiție foarte strânsă sezonul acesta, pentru că nu am mai întâlnit chiar 5 partide în același timp, atâtea echipe cu potențial de fruntașe. Toate cu șanse reale. Exact. Matematic, toată lumea... Matematic. Cum vrem, indiferent cum ar lua, toate sunt au șanse reale și e de bun augur, pentru că, într-adevăr, așa cum spuneai și tu, cu foarte mulți ani în urmă nu s-a mai întâmplat acest lucru, adică de ceva ani buni și asta e benefic fotbalului, în primul rând. Acum vom vedea în această seară, pentru că trebuie luate și disecate, să zicem, pe rând și vom vedea fiecare ce șanse are. Noi vorbim din punct de vedere analitic și teoretic, dar ce se întâmplă și starea lor și forma lor și ceea ce se întâmplă la ora meciului rămâne de văzut. Sunt meciuri tari, meciuri echilibrate, pentru că joacă împotriva unor echipe care la fel... Au mize foarte mari și ele la rândul lor. Au mize la fel de mari și au nevoie de puncte. CFR-ul știm foarte bine situația lor. În partea cealaltă, Dinamo, voluntari... Iarăși Botoșan cu probleme, adică de asta cred că vor fi meciuri așa pe muchie de cuțit, de care pe care. Nu știu acum din punct de vedere al estetic, să zicem, sau dacă vom vedea nu știu ce partide spectaculoase, nu cred că vor fi. Cred că vor fi meciuri în care fiecare își va urmări rezultatul. Acum, uite că venim vorba, pentru că sunt meciurile astea, cum am zis și acum, sunt niște meciuri foarte, toată lumea e ațintită cu ochii pe meciurile astea, pentru că e o adrenalină, nu știu, major așa. Eu te întreb pe tine din punct de vedere a antrenorului, pentru că din punctul nostru de vedere a oamenilor care se uită la fotbal sau oamenii care comentează, e foarte frumos să vezi meciurile astea și te bele aștepți. Dar și palpitant cumva, că nu Dar, știi exact ce se Acum întreb din punct de vedere a antrenorului sau a oamenilor de fotbal care nu le-a convenit sistemul ăsta de play-out, play-off. Înțelegi? Cu înjumătățirea punctelor. Adică, na, pe de o parte îi înțeleg, dar pe de o parte, uite, vezi, face competiția mai frumoasă, mai, nu știu, decât le dă șanse tuturor. Adică, nu știu, mă gândesc din punct de vedere... Șanse depinde acum, știi cum e? Da, într-adevăr, dă șanse tuturor. În situația de față, cele care sunt jos și au nevoie de puncte sau în suferință de puncte, au șansa cea mai mare. Da. Pentru că în jumătățirea asta, ei, practic, sunt cei mai avantajați.
Pe de altă parte, dacă ești acolo să te bazi la play-off, iarăși ai o altă șansă de a merge în cupe europene și așa mai departe. Da, are și el, și el are acest play-off, play-out, frumusețea lui și e ok. Pentru că ești tot timpul într-o luptă continuă. Și când faci separarea, practic, la un moment dat... Nu sigur de locul pe care le-ai sigur, exact. Chiar dacă ai 12 puncte avans, nu? Te duci la 6, sau te duci în primele 6, mă refer că și locul 7 și 8. Iarăși, în momentul în care te duci și joci în play-out, locul 7-8, iar, deci ai pentru ce să tragi. În primul, depinde de punctele pe care le ai și de situația în care ești. Adică, da, e ok. Adică, așa, din punctul ăsta de vedere, e ok. Acum, că din punct de vedere financiar, din alte puncte de vedere și la ceea ce se întâmplă ca economic și social în țara noastră, foarte multe echipe au de suferit, pentru că știm cu toții situația ligii întâi, ligii a doua și așa mai departe. Și deplasările costă? Sunt costuri foarte mari, sunt costuri foarte mari săptămână de săptămână, pentru că sunt meciuri foarte multe și din cauza asta ai costuri foarte mari, ești nevoit să ai loturi mult mai ca și lot mai numeros. Mai numeros și îți dai seama că costurile sunt din ce în ce mai mari. Da. E bine, practic eu trebuie aștept meciurile. Da, pentru spectatori, pentru telespectatori e frumos, e benefic, pentru că mai ales cum a fost acest campionat, presărat cu de toate și la nu lupta la titlu, iarăși e o luptă din asta continuă în care eu încă nu cred că FCSB-ul sau arată că poate sunt campion, dar în momentul ăsta eu spun că nu sunt campion și toată lumea a început să facă o analiză între FCSB și Rapid. Dar văd că nu mai ia nimeni CFR-ul în calcul, ceea ce eu spun că CFR-ul este echipa care știe ce înseamnă să câștigi un campionat, o au în ADN. Dar cred că subestimează un pic calitățile lor. Nu știu de ce i-au scos, nu știu de ce sunt scoși din lupta asta și din punctul meu de vedere, eu cred că CFR-ul este rămâne și va rămâne la fel de periculoasă în lupta pentru titlu. Te rog. Nu, dar vreau să întreb, de ce FCSB-ul e pe primul loc, la o diferență destul de mare de puncte față de locul 2? Mă refer la locul 2. De ce, că am auzit și eu multă lume, nu le dă, adică nu sunt sigur de campionatul. Adică dacă vor câștiga, chiar și cu punctele astea pe care le au. Se înjumătățesc, rămân 7 sau 8 puncte sau vedem ce se întâmplă. Nu crezi că se referă la jocul pe care îl au? E vorba de, eu am mai spus-o, le-am mai spus la mulți. Ok, punctele contează foarte mult, într-adevăr. Îți dă un avantaj, îți creează un avantaj. Dar în același timp este vorba de forma echipei. Părerea mea este că e vorba de forma echipei, de cum arată echipa. FCSB ok, arată bine. Au avut momente și momente. Au avut momente în care poate au făcut meciuri mai slabe, chiar și prima repriză de la Voluntari destul de slabă. Dar în momentul în care ești înangrenat în așa ceva, e clar, vor fi și momente de astea. Mă uit și Real Madrid. Nici Real Madrid nu joacă perfect. Nici ei nu joacă perfect meci de meci. Și ei poate au momente sau au meciuri când se chinuie să câștige sau să facă cât un egal. Sunt momente și momente, sunt situații, situații. Presiunea crește foarte mult. Chiar dacă ei sunt obișnuiți cu această presiune, văd că acum sunt poate cel mai aproape în ultimii ani de a lua un titlu jucătorii. Și e clar că își creează o presiune mult mai mare, își doresc foarte mult. Și de asta și jocul poate că în unele situații nu mai este acela cu care ei ne-au obișnuit. Dar faptul că reușesc să câștige, chiar și jucând poate puțin mai slab sau nu mai au acel joc spectaculos, asta înseamnă că, sau mie mi-arată cel puțin că a devenit o echipă matură și că au găsit acel echilibru de care aveau nevoie. Bună dimineața! Da. Spune-o. Nu? Despre? Ce vreau să zic? Despre... Vorbeam de... Noi, să știi, noi ăștia trei aici, colegii tăi, prietenii tăi, știi, suntem live la televizor ăla. Mâine e ziua bărbatului. ai luat-o înainte cu cele 40 de pahare zi? Sunt de acord cu ce au spus colegii mei. Într-adevăr, această luptă pentru play-off și play-off este una importantă și mai este un aspect la fel de important. Diferența între locul 6 și locul 7 în Superliga Românească înseamnă 200.000 de euro. În momentul de față, într-un campionat care trăiește exclusiv din drepturile TV, o astfel de diferență este importantă. Da.
De asta spun. Mie îmi convine sistemul acesta cu play-off, play-out și înjumătățirea punctelor, dar aș fi preferat să fie doar în partea superioară a clasamentului, pentru că în Superliga din România această înjumătățire în partea inferioară poate duce la dispariția unor echipe, poe. Pentru că în momentul în care tu, ca o echipă mică, cum este Iașiu, cum este Botoșaniu, reușești să strângi o zestre de puncte, iar ea ți se depunctează, există riscul să retrogradezi. Da. Și știm foarte bine că sunt echipe care, odată retrogradate, intră într-o vie, într-o spirală din aceasta, din punct de vedere financiar, și există riscul ca aceste echipe să dispară. Cazul Gazmetan, cazul Astra Giurgiu, echipe care au retrograd, unele împinse sau nu, dar care nu și-au mai regăsit cadența și nu au mai revenit imediat. Uite-te cum este Chindia, în momentul de față, la un pas... Piteștiul este la un pas să retrogradeze în Liga 3-a. Este deci, foarte greu să mai revii în momentul exact. În care sunt de acord cu înjumătățirea în partea superioară, pentru că este această spectaculozitate și ne ține și pe noi în suspans, dar în partea aceasta inferioară, unde fiecare punct câștigat muncitorește de cele mai multe ori de echipele acestea mici, contează. Și poate ar trebui ca sistemul acesta play-out să fie ca la Liga a doua, acolo unde punctele nu se înjumătățesc. Bine, dar acum, vezi, nu ne-am uitat, sunt ok, sunt foarte multe meciuri și atunci toți ok ar sta țintiți doar pe play-off. Pe play-out toată lumea ar juca, deja se știe retrogradarea, cum a fost acum uite, pe vremuri. Uite, diferența fără înjumătățire este de două puncte, Cristi, între baraj și retrogradare directă. Da, lasă să se referă că acum sunt acum. Mici diferențe. Acum, da. Acum. Da. Dar au fost și diferențe mai mari. Practic nu e corect. Nu e corect, exact. Pentru că echipele de deasupra Botoșanului, să zicem că ei exact, sunt poate exact. În situația asta. Adică și voluntar dacă ar retrograda după înjumătățire, eu nu cred că ar fi ok, pentru că oamenii sau cu problemele pe care le-au avut, au încercat să adune atunci, niște puncte. Atunci hai să o luăm altfel. Te rog. Față de anii trecuți, acum sunt mult mai apropiate, chiar și ultima clasată, mă refer la ultimele patru aici, sunt foarte apropiate de puncte. Ceea ce nu s-a întâmplat în anii trecuți. Adică exista o oarecare diferență între ultimul loc și penultimul, de 6 puncte, chiar la înjumătățire. Dar acum, chiar dacă ar fi și nu s-ar înjumătăți, tot o diferență de un punct, două ar fi. Da. Adică, spui că cumva e mai competitiv faptul că ar putea reveni oricând pe un loc superior. Da, o șansă adică, în plus pentru cele de la subsol, din subsolul clasamentului. Asta adică, e clar, adică... Deci, e o reducere a diferenței și automat ar putea profita de ce urmează. Ar putea să profite, exact. Și că asta se și întâmplă și profită. Pentru că văzând Botoșanu, chiar dacă pierde 3-4 meciuri, au pierdut, totuși joacă. Au început să joace. Practic ei sunt într-o schimbare și cu jucătorii veniți și prin venirea lui Bogdan. Echipa a început să joace. Are atitudine, au o agresivitate, au o organizare destul de bună și joacă. Dinamo, pentru mine surpriza este Dinamo. Nu neapărat că o vedeam condamnată. Eu n-am văzut-o niciodată condamnată, chiar și când eram la voluntari spuneam și atunci, tot timpul spuneam și era distanța mult mai mare atunci, chiar și de Dinamo. Și spuneam că nu este niciuna retrogradată. Aici numai... bazându-te pe punctele pe care se înjumătățesc. Da. Pentru că, ca joc, când erau atunci, nu arătau foarte bine. Eu chiar și atunci și ca joc, pentru că știam, mă gândeam că se înjumătățesc și faptul că urmăream ce se întâmplă și văzând jucătorii care au venit, jucători care nu erau din punct de vedere fizic la un nivel bun, și dar vedeam că au niște calități, am văzut că au niște calități, niște jucători care au un potențial foarte bun, analizându-i, pentru că trebuia să-i analizez, că urma să jucăm cu ei, și văzându-i din ce campionate vin și ce cifre au avut acolo pe unde au fost, mi-am dat seama că dacă reușesc să-i pună pe picioare, Dinamo va juca și va deveni o altă echipă, ceea ce s-a și întâmplat, adică exact ce mi s-a confirmat, tot ceea ce eu vorbeam și cu cei de la mine din conducere și le spuneam că lucrurile încep să se agraveze și că trebuie să ne luăm măsuri. Și uite că ce am spus, asta s-a întâmplat. Dar să știi că nici Botoșanu nu mi s-a părut, chiar dacă erau pe ultimul loc, au niște jucători cu calitate acolo. Adică nu știu ce s-a întâmplat. Și câteva surprize de-a lungul unor partide unde clar nu-i vedem da. Favoriți. Eu asta spun, nici Botoșanu nu mi-a dat, chiar dacă erau pe ultimul loc, nu-mi dădea impresia că sunt gata retrogradați. Te întrerup un pic, Cristi, pentru că luăm rapid o pauză și revenim la subiectul zilei.
Bun, am revenit și aș vrea să punctăm un pic și partidele care ne-au mai rămas, pentru că despre cele cinci care se desfășoară la aceeași oră am vorbit mai pe larg. Ieri vorbim și despre main event, unul dintre main eventurile etapei, să spunem așa, Rapid FCSB, care se așteaptă să fie un meci cu public foarte numeros pe stadion, cu multă lume și cu o miză la cel puțin la fel de mare. Cum vezi acest spectacol al weekendului, să-i zicem? Spectacolul e asigurat. Asta clar. Asta 100%. Spectacolul e asigurat și asta este foarte bine, pentru că cu toții ne dorim să fie la fiecare meci, să fie stadionul plin. Asta se încearcă, asta încercăm cu toții să facem prin prestația pe care o au echipele, să aducem cât mai multe lume la stadioane și cred că în ultimii ani sau în ultimii 2 ani de zile și statistic se vede o îmbunătățire a acestui lucru. A crescut destul de mult numărul oamenilor. Deci oamenii iarăși s-au întors cu fața către fotbal. Au început să vină pentru că au apărut și meciuri foarte bune, jucători buni. S-au mai îmbunătățit și câteva stadioane. S-au mai îmbunătățit, da. Sunt și condiții bune acum de a vedea un meci. Referitor la meciul care urmează, da. Pentru FCSB înseamnă foarte mult dacă vor reuși să câștige. Cred eu că vor lua o opțiune foarte, foarte serioasă în câștigarea campionatului. Cu toate că încă rămâne de jucat, încă se va juca. Dar e clar că vor lua o opțiune serioasă. Acum, Rapid, dacă câștigă, și ei pot intra foarte serios în aceste calcule, dacă câștigă ei. Rezultatul de egalitate, cred că totuși tot pe FCSB îi avantajează, că îi țin oarecum la distanță. Mai măricică. Depinde ce face CFR-ul cu Hermannstadt, că așa se va apropia CFR-ul. Deci depinde acum la ora jocului cine știe cel mai bine să gestioneze acest meci. Uite, Ionuț, astăzi ne trebuia tablă ca să facem pe probabilități, că vedeam toate scenariile. Da, avem 3 scenarii posibile pentru începutul de play-off. Fie FCSB intră cu 5 puncte avans după înjumătățirea, asta însemnând că Rapidul câștigă, fie intră cu 6 puncte, asta însemnând că se termină la egalitate, fie intră cu 8 puncte, asta însemnând că FCSB va reuși să câștige. În momentul, acest moment, din punctul meu de vedere, presiunea este pe Rapid, pentru că ea este cea care vine din urmă, ea este cea care trebuie să puncteze și să încerce să topească această diferență. Dar mai este un aspect interesant la acest derby alist, este singurul duel românesc pe care l-am văzut între aceste două echipe în 5 competiții diferite. S-au întâlnit în campionat, în Cupa României, în Cupa Ligii, în Supercupa României și în Cupa UEFA. Niciodată în istoria fotbalului românesc două echipe poe nu s-au întâlnit în 5 competiții diferite. Este un aspect foarte interesant de ordin statistic. Dacă stăm să facem un calcul și să ne ducem la istorie, de cele mai multe ori a triumfat FCSB, fosta Steaua, asta și în cel mai important moment al întâlnirilor în acest sfert de finală de Cupa UEFA. Va fi interesant cum va aborda Rapidul această partidă din punctul meu de vedere, pentru că la FCSB poate deja cam știm. Primul 11 este anunțat la începutul fiecărei săptămâni. E și greu să schimbi în momentul ăsta, pentru că nu ai ce să schimbi. Dar Rapid are o bancă mult mai stufoasă și are mai multe soluții de la mijloc în sus. Linia aceea de 3 din fața fundașilor, iar apoi cei 3, bineînțeles, din atac. Acolo Cristiano Bergodi are foarte multe soluții și cred că ține de inspirația lui. Se întâlnesc două echipe foarte bune din punct de vedere de ofensiv. Ambele stau foarte bine ofensiv. Începând de la mijloc, și Rapidul și FCSB-ul sunt foarte bine de la mijloc. Echipe de posesie, echipe care creează, echipe care reușesc să marcheze goluri. Problema fiecăruia sunt de ordin defensiv. Ce am observat în ultima perioadă la FCSB și sunt convins că au lucrat acest aspect, ceea ce nu se întâmpla înainte, această organizare defensivă pe echipă. Am văzut și la meciurile, nu la voluntari, cu câteva meciuri în urmă, la fel, foarte bine organizați din punct de vedere defensiv. Și ca să fiu sincer, am avut o discuție cu unul din jucătorii de la FCSB și chiar l-am întrebat acest aspect, dacă ei lucrează. Am vrut să mă verific, să văd dacă, știi, am văzut ce trebuie. Și mi-a spus că da, au început să lucreze mult, Haralam și cu Pinti, au început să lucreze foarte mult pe această organizare defensivă
și creează și această densitate. De asta am spus că sunt momente sau meciuri în care poate că din punct de vedere estetic, să zicem, nu mai arată atât de bine, dar își urmăresc interesul și au început să știu să joace. Acum sunt ei, fiind o echipă de posesie, o echipă care au un joc elaborat, știu să joace și contraatacul foarte bine. Și au învățat și din greșelile acelor partide în care au condus și n-au fost în stare să așa închidă jocul. Așa au pierdut campionate, așa au pierdut meciuri, pentru că sunt momente când trebuie să închizi jocul și trebuie să joci contraatacul, ceea ce au început să-l facă și încep să-l facă foarte bine. E un meci de care pe care. Nu pot să spun cine va fi în câștigătoare acum, pentru că îmi place Rapidul, îmi place ce joacă, îmi plac jucătorii lor. Poate că Rapidul, dacă ar mai fi avut până la acest meci încă 2-3 meciuri în plus de jucat, cred că această omogenitate de care i-au dus lipsă prin jucătorii pe care i-au adus, această omogenitate cred că s-ar fi creat mult mai mult și dintr-un procent mult mai mare poate ar fi arătat și mai bine din punct de vedere al traseelor și ar fi avut un avantaj și atunci vedeam un Rapid poate mult mai puternic. Dar, indiferent, eu cred că va fi un meci bun, un meci frumos, un meci în care se va juca deschis. Acum depinde fiecare ce urmărește și probabil că va fi pentru început de meci, va fi un meci de tatonare. Se vor aștepta, se vor studia și vor vedea fiecare ce strategie a ales. Dar exact cum ai spus și tu, din punctul meu de vedere, cred că este un meci de 1x2. Și vreau să mai completez ceva referitor la linia de fund pe care ați spus-o amândoi. Cred că mai e o chestie. Față de anii trecuți, când schimbau non-stop, mă refer la linia de 4, da. Dacă greșea cineva, îl schimba. Dacă greșea cineva, îl schimba. Practic acum, chiar dacă au greșit, au rămas aceiași jucători, ceea ce contează foarte mult. Exact. În momentul când joci și prost, continuă să joci cu ei, pentru că dacă ai încredere în ei și crezi că îți vor da un plus valoare în echipă mai pe o durată mai lungă, atunci aștepți. Da, Gigi știi foarte bine, se supăra, gata, scoate-l. Nu conta că era fundaș, că era portar, înțelegi? Cred că cineva a vorbit, mă refer aici, la Meme, la Pintili, nu știu, probabil le-a spus. Bă, avem nevoie de omogenitate, trebuie să păstrăm aceeași linie de fundaș și să joace împreună, ca să se cunoască între ei. Și cred că aici au câștigat ei. Gândește, Cristi, că în momentul ăla acesta, dacă ar scoate unul dintre cei doi fundași, nu ar avea soluții. Chiricheș este rupt, revine după 6 luni sau cât are de bară, Haruț este accidentat. Deci nici n-au mai avut nici variantă. Nici Gigi Becali, dacă ar vrea să schimbe. A jucat și Ovidiu Popescu acolo, adică practic a tot a schimbat. De criză. Era și Cristian înainte. Și da. Va juca și cu Rapid Ovidiu Popescu acolo, pentru că Ghezana este suspendat. Acum, dar mă refer la genul că aceeași linie de fund au păstrat-o și au câștigat. Da. Ei n-au mai luat golurile pe care le luau înainte. Pe au 3 goluri. Chiar dacă, chiar dacă punctau, să știi că luau. Nu, au primit goluri foarte puține în ultima perioadă. Practic, cu linia de fund, nu știu, eu politica antrenor, dar cu linia de fund câștigi campionatul. Să nu crezi că dacă se aduci doar mijlocași și atacanți buni, vei câștiga campionatul. Bine, asta se spune că, de obicei, într-adevăr, câștigi cu linia de fund și mai era o vorbă în fotbal când jucați voi, se câștigă cu echipele mici. Da, acum această idee acum oarecum a picat, pentru că în play-off nu mai sunt echipe mici teoretic, da? Deci nu mai câștigi campionatul cu echipele mici, vei câștiga campionatul cu echipele mari din play-off. Asta era o altă vorbă pe vremea voastră. Diferența este că dacă ne uităm din punctul meu de vedere, Rapid într-adevăr joacă, FCSB-ul joacă, CFR-ul, chiar dacă au momente și momente, totuși se rămân o echipă foarte puternică, o echipă cu jucători, cu bun, cu experiență, cu valoare. Deja vorbim de 3 echipe. Craiova a arătat că sunt meciuri și meciuri în care sunt oscilanți, într-adevăr. Dar Craiova, când joacă împotriva echipelor mari, joacă și arată bine, pentru că e normal să o facă din punct de vedere al lotului pe care l-au și la cât se investește acolo. Dar am vorbit de cele 4. Celelalte care vor fi în play-off, la momentul la care vorbim acum, indiferent care sunt ele, din punctul meu de vedere, încă nu au convins, ca joc. Dar pot încurca. Pot să-și revină. E posibil că acum ele au această presiune, dar intrând în play-off, au acea liniște în care practic și-au îndeplinit obiectivul, pentru că ăsta este obiectivul fiecare. Mai departe vor vedea ce vor face, dar și probabil că atunci vor aborda altfel meciurile. Dar în momentul de față, pentru mine, așa o necunoscută este Sepsi. Nu știu ce se întâmplă, pentru că nu arată așa cum au arătat în anii trecuți. Clujul joacă, sunt oscilanți, sunt destul de oscilanți, adică Hermannstadul la fel și ei au fost într-o mare scădere de formă.
în ultima perioadă. De asta spun că... Dar... Care crezi dintre echipele astea, dacă care va intra, va fi pe locul 6? Da, e greu de... Crezi că va încurca, adică va avea, va aduce un plus valoare, că pentru că dacă stăm să ne uităm în bine, este și farul, locul 6, este nu prea și încurcat. Farul acolo. Nu, nu, nu prea încurcat. Eu am încurcat când am fost în play-off cu Clinceniu. Da, da, bine. Da. Am încurcat. Ai avut ședința... Am încurcat chiar și FCSB-ul. Da. Da. Eu chiar am încurcat, da, chiar am încurcat și am încurcat multe echipe și am, chiar dacă așa nimeni nu ne dădea nici măcar o șansă că facem mai mult de 2-3 puncte, am reușit să facem 11 puncte. A fost ambiția ta. A fost ambiția mea, a fost ambiția, deja a fost erau ambiția mea, a fost ambiția și a vestiarului până la urmă, că nu puteam eu să fac. Da, în momentul în care o echipă mică poi ajunge în play-off, deja se relaxează. E important cum reușești să-i motivezi, știi, aici este foarte important, cum reușești să-i motivezi și să-i duci până într-acolo încât să ei să arate în continuare că nu am ajuns întâmplător acolo sau cine știe. Bine, ai avut jucători cu experiență, am avut jucători cu experiență, da, am avut un și mix chiar dacă erau pe final, sau bine pe final, dar ei în continuare au avut ardoarea aia de a își demonstra lor și exact. Nu? Erau și într-un moment bun, echipa jucam și un fotbal bun, se simțeau și foarte bine și exact ce ai spus și tu, ei încă vreau să demonstreze că ei încă nu și-au spus încă ultimul cuvânt și că putem fi în stare de orice. Adică probabil că, nu știu, dacă condițiile din punct de vedere financiar erau altele la Clinceni, poate că atunci, în perioada de care vorbim, poate că eram mult mai bine. Da. Dar atât s-a putut, Doamne ferește, nu vreau să condamn pe nimeni. Asta a fost, cred că a fost maxim pentru Clinceni. Și pentru noi a fost foarte bine și ca CV și ca tot ce s-a întâmplat, pentru că de acolo fiecare, nu mi-aduc aminte ca vreun jucător de acolo care a plecat să plece la mai rău. Da. Hai să punctăm un pic și celelalte două partide, pentru că dacă am vorbit de spectacol, cu siguranță o bătălie a orgoliilor există și între cele două Craiove care se întâlnesc weekendul acesta, FCU Craiova și CS Universitatea Craiova, unde din nou aceeași nevoie de puncte pentru ambele, dar și acolo cred că o să vedem un stadion ceva mai plin. Meci al orgoliilor. Exact. În meci al orgoliilor. Duminică seară, frumos, tot orașul Craiova, are ceva. Acum, prin venirea lui Napoli, sau repatrierea lui Napoli, totuși e frustrant, pentru că lotul și investițiile care se fac sunt foarte mari. Și lotul pe care l-au la dispoziție nu este un lot care să fie pe locul pe care sunt ei în acest moment. Dar astea sunt meciuri în care practic tu ca și jucător și Cristi e aici de față și el a trăit momentele astea pe pielea lui. Una e să joci cu anumite echipe, nu vreau să dăm nume să nu jignim, și alta este când joci un meci al orgoliilor, cum juca el contra Stelei și altor echipe cu care Dinamo erau meciuri de orgolii. Altfel, alte trăiri are, alte sentimente, altfel abordezi. Altă ambiție, spui. Altă ambiție, altă. Respectiv. Plus că ei sunt în mare suferință de puncte. Au nevoie de puncte pentru că trebuie să acumuleze acolo cu această înjumătățire. Craiova, cealaltă, zic eu că a făcut un meci foarte bun cu Rapidul. Un meci în care a avut intensitate, a avut ritm. Au fost și ocazii bune. Numai că practic acest ritm n-au putut să-l ducă. Și acum cred că este ok, nu ne apropiem de final, pentru că mai sunt multe meciuri de jucat, dar e vorba de ritmul, dacă pot să țină, să ducă ritm. Aici este un meci în care, știi cum e, te autodepășești, încerci să te autodepășești, calitatea este și de o parte și de cealaltă, ambiție la fel, deci e un meci bun și e un meci frumos. Eu cred că va fi un meci frumos cu un stadion cu siguranță, plin, așa cum siguranță. Ai spus și tu. Depinde acum suporterii cum sunt împărțiți. Dar va fi un meci cu calitate, pentru că sunt două echipe care au calitate. Sunt două echipe care au jucători valoroși, care pot oricând să producă un fotbal bun și să arate un fotbal bun. Vom vedea ce rezultat, pentru că exact cum ai spus și tu, ambele au nevoie de puncte. Cred că
O să fie un weekend interesant, să-i spun. Da, avem un weekend frumos, un weekend bun, un weekend în care ne ținem priză și e binevenit. Și ca să vezi cum trece timpul acesta, Alice, 20 de ani au trecut de când Niccolò Napoli debuta pe banca Universității Craiova în 1948. Se întâmpla pe 13 martie 2004 într-un 1-1 cu Oțelul Galați. Va fi interesantă această revenire, pentru că eu cred că în momentul de față revine în cel mai greu moment al Craiovei. Acum este cel mai greu moment al lor. Da. Niciodată n-a venit când a fost bine, dar parcă acum mi se pare că este cel mai rău și echipa arată cel mai rău. Gândește că în aceste 8 meciuri a pierdut de 6 ori, a făcut un egal și a bătut doar pe Dinamo. Hai că vedem ce se întâmplă în weekend. Îi menționăm și pe cei care joacă luni și poate, sunt absolut convinsă că datorită faptului că meciul se joacă la Galați și au foarte mulți fani, o să fie la fel de multă lume la stadion, Oțelul și Poliaș, care nu cred că vor să facă un switch de locuri. Din contră, vor să mărească diferența una față Derby de celălalt. Derbiul Moldovei, până la urmă, dacă punem și o da, corect, Moldovei, corect. Este și acolo un meci al orgolilor și mai este și un aspect interesant, pentru că se întâlnesc două echipe cu forme diametral opuse. Oțelul a câștigat un singur meci în aceste 8 disputate până în acest moment. Este într-o scădere clară de turație, în timp ce Iașiul cred că a scăpat ieftin etapa trecută cu Dinamo la cum a arătat meciul. Deci va trebui și ea să vină să încerce să repare și să-și mențină, dacă nu, să-și mărească distanța aceasta față de locul retrogradabil direct. Bine, clar, aici, ce să zic, e o diferență de un punct care, nu știu, la înjumătățirea punctelor... Dar nu se pare Oțelul acolo... că e puțin în scădere, Cristi? Oțelul... Sau e același stil? Oțelul a mai avut problema asta și când, în anul trecut, când se băteau la promovare, la fel s-au dus undeva la 75% din campionat, au avut aceeași constanță, același ritm. Pe final parcă nu mai venea victoria. Pe final de campionat au început să aibă probleme. Da. Au început să aibă probleme, este normal, pentru că antrenamentele și ritmul pe care ei îl duc și la intensitatea la care joacă și la care le cere Dorinel, e normal că la un moment dat să intervine. Are un termen limită o astfel de pregătire? Nu neapărat are un termen limită, pentru că aici intervine... Mi se pare? Intervine dozarea. Păi mă uit pe statistici. Au mai fost, depinde cum. 45% din goluri le iau după minutul 75. Da, depinde cum le dozezi. Depinde cum dozezi. Și cu noi. Și eu când eram la voluntari, la fel, prima repriză, noi n-am, nu știu dacă am avut o ocazie, a doua repriză i-am dominat din toate punctele de vedere. Am și întors rezultatul, am egalat. Și am avut 4 ocazii clare, ceea ce cu Oțelul nu prea îți permite să ai atâtea ocazii și ocazii le-am avut ratate numai din 6 metri. Adică, de asta spun, că e vorba de cum dozezi, știi, cum dozezi și ca să poți să rămâi în aceeași formă până la final. Antrenați sunt, e clar că sunt antrenați. Probabil că se întâmplă alte lucruri, probabil că a crescut și la ei presiunea, pentru că sunt o echipă care nu au jucători de mare experiență. Acolo este tot ce se întâmplă pe forța grupului și pe atitudinea pe care ei o au, bineînțeles, coroborat cu ceea ce face Dorinel acolo și o face destul de bine. Iașiul, din punctul meu de vedere, mi-a plăcut în ultima perioadă și prin aducerea celor 3-4 jucători care mie îmi plac, dar se vede că nu sunt puși la punct din punct de vedere fizic, încă nu s-au integrat, dar au avut meciuri bune, au avut meciuri frumoase și Iașiul, la fel, au momente foarte bune cu momente, într-adevăr, în care fac greșeli. Asta denotă că s-au perindat destul de mulți jucători și încă nu au reușit, Leo încă nu a reușit să închege un prim 11. Aici, bineînțeles, mai intervin și accidentările și suspendările, că s-a lovit de tot felul de probleme. Dar, la fel, exact cum spunea și voi, un derbiu al Moldovei, un derbiu care se joacă pe puncte și fiecare își vor punctele. Orice punct contează în momentul în care se trage linie. Da, uite ce aici vreau să mai vorbesc puțin de Galați, pentru că ei au făcut un cantonament care toată lumea a vorbit așa de mult de Dorinel, de cantonamentul ăsta pe care îl făceam noi pe vremuri. Uite, pe noi, de exemplu, un cantonament de genul ăsta ne-a ajutat pe final de meci. Mie mi se pare că Oțelul Galați acum nu mai are benzină pe final de meci. Da, de asta spun. Depinde cum gestionezi, depinde cum dozezi, depinde cum dozezi antrenamentele, pentru că acum tu nu mai poți să încarci. Corect, păi, nici nu mai ai timp. Că ai jucat și tu și știi ce înseamnă, da? Nu mai poți să încarci. Acum tu trebuie doar să menții. Depinde cum menții. Astăzi. Dacă treci peste limita aia... Sau încarcă în continuare. Adică vorbind de volum, intensitate, dozare... Știi cum e un ciclu săptămânal, dar pe care tu să cadă așa pe final. Poate că n-au căzut, poate că nu sunt probleme fizice, poate că sunt probleme mentale. Pentru că și din punct de vedere mental, dacă cazi, e clar că ești afectat.
Da. Bun, schimbăm puțin registrul, să spunem așa, dar rămânem tot la fotbal, pentru că fiecare jucător care astăzi își dorește să aibă o prestanță bună cu echipa lui, automat vrea să fie și în atenția selecționerului și pe asta s-a lansat trailerul filmului, în care vedem parcursul echipei naționale în ultimii ani pentru calificarea la Euro, pe care îl vedem cu toții în Germania anul acesta și așteptăm să vedem dacă domnul actor... Poftim. N-am ajuns la... rol ați prins în film? Da. Făceam curată vestia. Eu am terminat. Mai nu știu ce să zic. Eu pe trailer nu te-am văzut, dar hai să ne uităm cu toții la el, să vedem dacă îl zărim și pe Cristi pe acolo. Începe drumul nostru, drumul nostru duce în Germania. Nu care cumva să vă păcine, l-a cu team. Nu va fi ușor, va fi greu, dar momentele cele mai grele ne adunăm, ne încurajăm pe susține. E momentul nostru, e drumul nostru, nu-l scrie nimeni pentru noi, îl scriem noi. E de luptă, aleagă, aleagă mai mult. Se bat, ne bate mai mult! Să alegăm țării mai sus! Băgăm lecare, băgăm două! Sunt răi, suntem și mai răi! Și duce pentru România 3 puncte! Haide! Să aveți încredere în noi, pentru că alții nu aveți. Toți vrem să ne calificăm la Euro și toți o să ne bucurăm dacă suntem la Euro. Așa cum ați văzut, din 17 mai e în cinematograf, am început să intrăm și noi în rând cu lumea, dacă toată lumea face documentare despre fotbaliști, despre istoriile echipelor, uite, așa ușor punem și noi România în mișcare cu documentarele de apar în ultima vreme. Pentru că aveam nevoie și de o performanță, Alice, să putem vorbi despre ceva. În momentul în care nu ne-am calificat de 8 ani, nu prea aveai despre ce să vorbești, dar chiar dacă Naționala României... Cred că sunt și personalități despre care se poate vorbi într-un documentar cap-coadă și separat. Nu cred că ducem lipsă. Da, uite colegul Cristi Pulhac. Chiar dacă România nu joacă precum joacă Manchester City, am văzut în Edi Iordănescu ceea ce văd de fiecare dată când urmăresc pe Guardiola. Are ceva din felul în care încurajează și îmbărbătează echipa, ducând stilul acesta războinic, poie câteodată în vestiar, ceea ce este bine, mai ales că, așa cum subliniam cu toții, România a câștigat această campanie prin forța grupului. Nu am avut ceva care să creeze un grup. Exact. A știut să creeze un grup și cred că varia de selecție pe care el a făcut-o până la urmă a reușit. Știm cu toții că a dat niște exemple care trebuiau date, pentru că e vorba de Naționala României. El a știut foarte bine în ce se bagă, la ce s-a înhămat și uite că i-a ieșit. Și faptul că a știut să strângă în jurul lui și în jurul staffului lui acești jucători pe care i-a făcut să joace până la urmă, că dacă exact cum ai spus, am câștigat prin forța grupului, prin atitudine, prin organizare foarte bună, prin dorință și prin asta se demonstrează și din filmul, imaginile pe care le-am văzut, că tot ce a transmis el s-a regăsit în teren. Ei au transpus în teren și uite că am reușit. Și faptul că s-a ajuns să facem aceste documentare sunt benefice, este foarte bine pentru că trebuie să readucem imaginea fotbalului românesc, imaginea României trebuie să o aducem din nou în prim planul Europei și să dea Dumnezeu în continuare să o facem și cu echipele de club și de ce nu și în Germania să avem rezultate pozitive. Trebuie să fim alături de ei, au fost felicitați,
suntem alături de ei, trebuie să-i încurajăm. Așa cum am spus cu toții, ăștia sunt, ăștia îi avem, trebuie să credem în ei, da? Și așteptăm și generațiile următoare să vină și să ridice măcar la nivelul celorlalți și să de aici să fie un punct de plecare. Și cred că este un punct de plecare pentru toți, pentru că prin performanța pe care ei au făcut-o în acest moment, este un imbol pentru tinerii care acum speră și își doresc să ajungă la Naționala de U21, la Naționala Mare, pentru că sunt niște etape prin care trebuie să treacă. Și asta nu face decât să fie bine fotbalului românesc. Da, și poate cumva prin faptul că cel puțin acum o să existe o paralelă între imaginile pe care publicul larg le poate vedea și poate care nu au fost neapărat date sau nu mai sunt în memoria unora dintre ei, că nu ar trebui să comparăm mere cu pere și nu ar trebui să ne mai, să zic eu, proptim de o imagine a ceva ce a trecut cu foarte mult timp în urmă prin prisma faptului că societatea a evoluat, noi am evoluat și automat lucrurile se schimbă. Că în bine sau în rău, acum nu poți să ai de câștigat pe toate planurile. Foarte mulți ani în urmă și noi încă trăim în trecut. Adică noi, ok, ce a fost, a fost, s-a nu terminat. Te poți raporta neapărat la niște ani viteză. Trebuie să ne raportăm la ce suntem acum, ce putem acum, ce putem să producem acum, ce putem face acum, ce avem la dispoziție acum. Despre și asta cum este vorba. Sunt și ei, pentru că eu cred că tu poți, ești cel mai în măsură să faci o diferențiere între mentalitatea pe care o are astăzi un puști de 17, 18, 20 de ani versus de mentalitatea pe care o aveai tu, Cristi, la aceeași vârstă în perioada în care evoluai. Chiar ai ridicat-o la fileu și ai punctat foarte bine și aici să știi că avem un minus. Da, sunt convinsă că avem un mare minus. Adică generația mea sau a lui Cristi sau că de fapt exact. Suntem generații, da, suntem aceeași generație, generația de aur, să zicem, nu este aceeași mentalitate. Credem nu este că aceeași educație. Avem foarte este mult de muncă, exact. Foarte mult de muncă cu tinerii jucători pe care îi avem acum la dispoziție. Chiar dacă ei au niște calități, am impresia că având aceste calități e suficient sau li se cuvine? Și se cuvine și așa mai departe. Aici este o problemă foarte mare la care noi avem mult de muncă și e o muncă extrem de grea. Extrem de grea. Noi, da? Sau părinții? Și noi, și părinții. Să știi că de multe ori... Și școala, și societatea, și colectivitatea, toată lumea are o parte de vină. De multe ori să știi că părinții... Dar și părinții. Părinții de multe ori și am întâlnit, părinții au ajuns să fie un pericol pentru copii. Pentru că au ajuns părinții să-și dorească mai mult decât copiii, pentru că aici e problema. Pentru ei, copiii nu prea mai vin către sport, către fotbal, către alte sporturi, nu neapărat fotbal. Foarte greu îi aduci din cauza rețelelor de socializare și la tot ceea ce se întâmplă acum, preferă să stea în casă și să se uite și să se joace. Exact. Și a conceptului de easy money, care a devenit cumva exact. Poate prea facil pentru unii dintre ei, pentru că vedeam... fiind evaluarea aceea pentru BAC simularea, copiii sunt foarte mândri. La ce-mi trebuie mie școală? Că eu mă fac influencer, că eu mă fac artist, exact. Că eu nu știu ce. Ce fac eu cu 1000 de euro pe lună? Că nu pot să-mi cumpăr nimic. Cred că cu performanța asta pe care Naționala a reușit să o facă ei împreună cu echipa, bineînțeles, și aici vorbim de toată federația, pentru că toți au fost angrenați în această performanță și fiecare are aportul lui. Eu cred că ăsta este un imbold, ca acești tineri, copii, jucători, cei care sunt acum și joacă Liga 2, Liga 1, este un imbold pentru ei și cred că acum poate îi întoarcem într-adevăr și îi punem cumva așa în gardă și ei își dau seama că se poate, își dau seama că pot să ajungă la un nivel foarte bun și poate că își vor schimba puțin gândirea și mentalitatea. Și încep să ne dea nouă dreptate ceea ce le spunem noi de zi cu zi. Pentru că... Deci nu vă batem doar la cap, vă și încurajăm pe anumite părți. Mulțumim tare mult, Ilie, că ai venit pe la noi. Te mai așteptăm. Dragilor, asemenea, noi ne vedem și în săptămâna următoare. Dar acestea au fost minutele și pe săptămâna aceasta. Să aveți un weekend frumos și la mulți ani, doamnelor și domnișoarelor!